Șapte străhăieni au fost condamnați la 2 și 3 ani de închisoare după săvârșirea mai multor infracțiuni. Aceștia formaseră un grup bine structurat și organizat, care se ocupa cu evaziune fiscală și spălare de bani în formă continuă. O mare parte dintre condamnați au fost astăzi conduși la penitenciarul de maximă siguranță din Craiova. Șapte persoane au fost încarcerate în penitenciar după constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani în mod repetat. Este vorba despre 3 bărbați și 7 femei, toți cu domiciliul în orașul Strehaia, care ar fi avut la activ săvârșirea mai multor infracțiuni de natură penală. Toți cei 7 indivizi au primit pedeapsă cu executare între 2 și 3 ani. În data de 21.10.2020, lucrători din cadrul Poliției Strehaia, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul Acțiuni Speciale au pus în executare un număr de 7 mandate de executare a pedepsei închisorii emise de către Curtea de Apel Craiova pe numele unor persoane de pe raza orașului Strehaia, acestea fiind date în mărire generală. Cu această ocazie, persoanele depistate au fost încarcerate în penitenciale din Drobeta, Turnul Severin și Craiova, unde urmează să-și execute pedeapsa. Cele 7 persoane condamnate la închisoare au avut de-a lungul timpului mai multe dosare penale. În prezent, o parte din aceștia au fost încarcerați în penitenciarul Drobeta Turnul Severin, iar ceilalți au fost conduși astăzi la penitenciarul de maximă siguranță din Craiova.